am plecat spre Durău, avem cât, mă, 3 ore jumate, 210 km de aici din Vișeu spre Durău. Acolo o să stăm tot așa 3 nopți. Două zile le vom petrece pe drumul, o să mergem spre Vârful Toaca într-o zi și în cealaltă zi spre Cascada Duruitoarea. Am înțeles că e zăpadă, am înțeles că este frumos, cumva, nu știu, mi se pare că ne-a ocolit toată ninsoarea în perioada asta, lucru pe care nu ni l-am dorit neapărat, dar în fine, să sperăm că... Ne-am dorit exact opusul. Opusul, da. Dar să sperăm că undeva pe drum găsim și noi... ceva, ninsoare, aici zăpadă. Aici ai zis că e zăpadă unde mergi. Păi da, zăpadă e una, ninsoare alta. Da. Aș fi vrut tu să și fulguiască puțin, așa. Lasă, că la ce Photoshop știi tu, fulguiește oricând. Da, mă, da, Photoshop în poze. În realitate mi-ar fi plăcut niște fulgi. În fine, deci suntem pe drum înspre Durău, plecăm, lăsăm Maramureș pentru Moldova și poate ajunge și la Lacul Roșu, că am înțeles, adică am înțeles, știu că este în zonă, o să vedem ce și cum. Ești pregătit pentru încă 3 ore jumate de drum? Și dacă n-aș fi, ce s-ar povesti? Păi, pot să conduc eu. Bă, tu, mare meșter Manole, meșter în fotografie și în comentarii. Nu e prea potrivit obiectivul. Pic aglomerat la Durău. Se pare că e foarte căutat Durău. Da, ce frumos se vede Ceahlău, băi, băiatule. Da, e bine că stăm în centru aici, e și un bloc aici. Da. Wow, și pizza, fresca pizza, ciao. Aici trebuie să facem în dreapta. Închiriera TV, Ciubăr. Mai nebunit cu Ciubăr. N-am avut și o parte de un Ciubăr. Amu, trebuie să mai vin odată. Am ajuns la Durău, suntem cazați în pensiunea Agnes, așa se numește, și vreau să vă arăt puțin prin jur. Nu e nimic fancy, nimic trendy, este doar foarte curat. Ne-am ales pentru că este bine poziționat, asta este baia. E bine poziționat în sensul că nu e nici foarte, foarte în centru, unde ați văzut că e foarte aglomerat, dar este un drum dintre ăsta liniștit, liber, au și parcare și mi s-a părut cea mai bună alegere. Asta este terasa, avem aici două scaune, asta este priveliștea, ia stați un pic să mai reduc puțin din luminozitate. Așa arată și cred că au mai multe corpuri. Am văzut și prin partea a doua. Inițial ne-am dus puțin mai în față și acolo e tot pensiunea Agnes, deci e destul de mare. Hai să intrăm. Deci da, ăsta e patul, aici avem un birou, televizorul, baia e încolo, asta este intrarea și cam atât. Mâine am zis că mergem spre Ceahlău. Am venit la Salvamon să întrebăm niște detalii legate de traseul de mâine. Am înțeles că tot aici se plătește o taxă ca să ai acces în parc și ăsta este traseul. Deci spre Dochia 3 ore 30, Vârful Toaca 3 ore și Cabana Fântânele o oră jumate. Informații, dacă îmi permiți, te rog. Sigur, sigur. Ah, ce informații că nu văd. Tot anul, iarna, numai turiștilor experimentați și echipați corespunzător. Timp de parcurs, urcare, coborâre, 3:45. Cum adică? Oulu! Oulu! Adică 3 ore 45 să urci și 2:50 să prinde noaptea, mă, asta înseamnă că nu se poate mere. Stăm la coada la Chiurtoș, Matei e la coada la Chiurtoș, aici se face Chiurtoș, se face și un fier. Și
Ar cam trebui să ajungem undeva pe acolo, pe sus, dar domnul de la Salvamonesc ar trebui să avem și colțare, așa că o să mergem până când n-o să mai putem merge, cu alte cuvinte, drumul e 4 ore dus-întors. Până atunci, totuși, să stăm la coadă, la cârtă, zic. Mamă, câta coada! Ne pregătim de plecare și ia uitați-vă cum ninge. Asta este ce trebuie să urmărim, linia roșie între două albe. Ăsta e începutul drumului. Ne-a zis de la bilete că nu mai e nimeni în fața noastră, deci tăiem zăpada, cu alte cuvinte, și hai să începem. Cred că o să vă zăpăcesc puțin cu filmările și pe telefon și pe cameră, însă am ajuns la cabana, cred că este cabana Izvoarele, sper să fi citit bine, dacă nu, oricum, dacă greșesc o să vă las pe aici scris pe undeva. Drumul spre Dochia este încolo, indicatorul de acolo ne arată că mai sunt 2 ore și jumătate, dar probabil că vom face mai mult decât atât. Este într-adevăr, nu e un drum greu, nu e nici ușor. Însă, fiind primii pe traseu, ne e destul de greu să urmăm o cale, cumva. Dar e foarte bine marcat. Mă rog, e zăpadă pentru că a nins toată noaptea. Și, na, e puțin dificil. Însă, vedem cum va fi de aici încolo. Până acum a fost, într-adevăr, o urcare susținută, însă, ok. Sunt porțiuni pe aici mai abrupte. Vai! Am ajuns, deci suntem pe traseu practic regulamentar, nu știu exact cât mai avem. Ninge și este atât de frumos. Superb, superb, superb. Când am ajuns la cabana, nu la Izvoarele, am făcut o greșeală la Fântânele, cabana, pentru că într-o lună de zile vor să-i dea drumul. Și ne-au zis că fără colțar nu prea putem să mergem și că ar fi bine să avem colțar și tot o dădeau stânga-ndreapta, că e cam periculos. Și la fel și Salvamontul ieri ne-a spus același lucru. Și în fine, am zis hai să mai mergem cât mai putem merge și după aia vedem dacă e periculos, ne întoarcem. Și ne-am întâlnit pe drum cu 2 familii la distanță, care nu aveau echipamente wow sau nu aveau niciun caz colțari, iar ultima familie doamna avea Amir. Da. Deci... da, ceilalți avea și o doamnă, erau însoțiți și o doamnă de vreo 70 de ani, ceva de genul ăsta, ne-a și miruit. Deci dacă a putut doamna, am zis că hai, mergem și noi, că nu se poate altfel. Vă las cu peisajul ăsta, că e extraordinar de frumos. Am vrut să vă mai țin la curent. Ninge încă de când ne-am trezit. Deci, cum poate să arate? Efectiv, peisaj de la de iarnă. Da. Cum pictam la desen. Peisaj de iarnă. Clasic. Brad, zăpadă. Noi trebuie să mergem încolo. E puțină gheață, însă dacă mergi atent, e chiar ok. Adică toată chestia e să mergi încet, să mergi cu atenție și noi am decis să dormim... Să eviți malul. Da. Gheața e în special la mare. Da. Noi am decis să stăm și o noapte la cabana la Dochia, pentru că n-am vrut să fim pe fugă cu dus întors, să ne prindă noaptea pe drum. Așa că am decis să stăm acolo, dormim o noapte și să ne tihnească așa tot drumul, să ne putem bucura, să ne putem opri, să putem admira peisajul, că într-adevăr e foarte, foarte frumos, iar iarna e cu adevărat spectaculos. Închid aici și vă mai țin la curent pe drum. Pa! Să uita la noi, efectiv. La noi, dar nici nu-i să sperie. Că ne-a văzut de văzut, ne-a luat seama. Da, că... da. Uitați-vă cum se vede. Am urcat ceva.
De aici avem încă 15 minute de mers undeva în dreapta și ajungem la cabană și cam așa arată view. Am venit și ne-am înfipt direct în mâncare. Ne-am comandat o supă de legume. Aici de mâncare niște afinată, 100 cam să-mi fac două drumuri. Și stai să dau aici un pic luminozitatea. Și avem aici niște cartofi cu brânză și niște mămării cu niște mebese. Avem toată camera pentru noi, întrucât inițial am zis să luăm o cameră cu patru și cu baie proprie și cu patru paturi, până la ne-am răzgândit și am zis să o luăm pe asta. Am dat seama că e lungi și că nu-i nimeni. Și ne-am dat seama că e lungi și că nu-i nimeni și nu numai din cauza asta, nici nu au voie să cazeze mai mulți oameni în cameră. A, da? Da, pe mi-a zis mie că n-au voie. Dar puteau să-mi zic și la telefon, știi? Că și că nu, odată ce ați venit, rămâneți în cameră, că nu avem voie să mai punem pe altcineva. Deci suntem singuri, 14 paturi, nici nu știu în care să dorm. Și diferența este că au toaletele comune. Deci sunt pe hol și pentru toate camerele, dar sunt foarte curate. Și na, nefiind nimeni, mi se pare că e foarte ok. Așa arată. Totul mi se pare super, super, super curat, foarte, foarte frumos. Am și prosop. Aveți și afară termometru? Sub balcon. Ce faceți pisicilor? E bine aici la munte? Ne-am trezit să vedem răsăritul și... Ceață, băieți! Asta mi-aduce aminte când am fost în China să vedem câmpurile de orez și era numai ceață. O zi întreagă a fost, n-am văzut nimic. Dar da, nu dar se vede nimic. Hai să vedem și care este temperatura. Nu mă văd prea bine. Nici eu nu prea văd. Da, dar nu e, mă. Uite, mai puțin de minus 10. Minus 8, cred că sunt. Da? Nici ăsta nu vede săracul prea bine. Până acolo. Aia, minus 8 grade. E de vară. Pe acolo ne este drumul de întoarcere. E de vară, mă. Dar ce faci acolo? Mă uit la răsărit! A, nu l-a apus? A? Nu l-a apus? Și se vede ceva? Nu se vede! Bună dimineața, pisică! Cum a fost seara asta? Plăcută? Hei, salut! Măi, și tu. Cred că sunt mai multe acolo. Ghemuiesc până, nu? Dar nu vreau să fac reclamă. Pentru drum, nu? Păi nu faci și nu încurajez pe nimeni. Da, dar e bun de drum. Dar e nevoie de zahăr. Thank you.
ne oprim așa din 10 în 10 minute să mai facem câte o poză. Am zis să luăm drumul ăsta de întoarcere, mă rog, nu că ne-am fi grăbit la dus, dar la întors am zis să plecăm așa mai lent, în așa fel încât să avem timp să facem și poze, să facem și filmări, să facem absolut tot. Îmi scuzați fața asta, dar așa e pe munte. Mai o transpirație, mai un fir de păr înghețat. Matei face niște poze și pe scurt, așa, este extraordinar de frumos. Hai să vedem ce mai zici. Deci dacă el nu apreciază asta, poate apreciați voi. Ia, veniți cu mine să vă arăt ceva frumos. Ce energie. Ia, uite. Uitați, uitați. Ne. Ce părere aveți? Frumos sau ce? Abordez, prietene. Și uite o față de mâna mea. Ia uitați-vă ce avem aici. Se duc încolo, urme de urs. S-au dus înspre cabană. Cabana e undeva în partea asta. S-au dus înspre cabană, ne-au zis și de la cabană că a coborât. Probabil că a urcat azi noapte și a coborât undeva în vale, în partea aia. Dar uite, da, sunt foarte mari. E adevărat. Bine, nici eu n-am mâinile prea mari.